ajutoare pentru toate cadrele, pentru toate autoritățile. Noi am venit ca de obicei cu 381 ăsta, autobuzul ăsta care leagă sudul Bucureștiului de Piața Victoriei, ăsta de obicei vin seara. Noi, eu și cu încă unul, doar aveam mască pe figură. Atenție, oamenii urcau fără niciun fel de problemă. A, bine, cei mai mulți dintre ei, drojdia societății, da, de ăștia desculți, cu desaga în spate, miroseau foarte urât, sigur, oameni de ăștia pe care nu-i adună nimeni de pe stradă, cei mai mulți, sigur, erau dintre ăștia, dar nu neapărat. A, și tineri, care, evident, ne socotesc autoritățile statului. Noi, nimeni nu purta mască. Atenție, nimeni nu purta mască. La un moment dat, autobuzul ajunsese să se umple cam la 25%, ceea ce e extrem de rar pentru ora la care mă întorc eu. Extrem de rar. Eu și cu încă unul aveam mască. Deci situația nu este deloc sub control. Bineînțeles că nu era nimeni care să le controleze, deși la intrare, sigur, STB-ul are pe uși informația asta că n-ai voie să urci decât cu mască. Scrie sus acolo la autobuz în față, da, pe frunte scrie autobuzului, nu poți urca dacă nu ai mască. Nimeni nu respecta aceste reguli. Deci eu, care nu candidez la primărie, deci sunt totuși un pic mai liber la cuvânt decât domnul Nicușor Dan și mai poate și un pic mai cinstit. Dar aici nu vreau să insist, pentru că domnul Nicușor Dan e în altă postură. El trebuie să candideze, el trebuie să fraternizeze cu oameni. Eu vreau să mă îndepărtez de ei. Asta am vrut să fac de când m-am născut. Deci eu nu am prietenii și atunci nu vin să îi mângâi pe oameni pe creștet. Dar spun adevărul. Deci nu se respecta nimic. Pe când domnul Nicușor Dan i-a găsit pe ai lui în tramvaiul 32 regulamentar. Să ne ținem la curent unii pe alții și zilele viitoare. Trebuie să luăm pauza publicitară și revenim în direct în Evu Mediu. Rețete care merită într-adevăr prezentate. Uitați-vă puțin cum arată acești ardei capia în foietaj. N-am văzut în viața avea ceva interesant. A? Ce ziceți de ei? Zici că sunt luați prizonieri ardei și zice așa: ardei gras în foietaj. Ingrediente: 5 ardei capia roșii, 200 de grame aluat de foietaj, un gălbenuș, 150 de grame bulgăraș de brânză, verdeață, asta e la latitudinea consumatorului, ceapă verde, sare și piper. Și aici mai avem, chiar și este la modă, tartă cu roșii și sparanghel. Iată, vă vedeți aici, este prezentată, e adevărat, de o doamnă care nu are un nume foarte, foarte frumos, cel puțin nu ne sună nouă. Bine, Alina Dragne. În fine, da, și asta este o rețetă ușor de... Toate sunt așa, să spune, ăștia care se pricep la mâncare. E foarte ușor de făcut. Mă rog, sigur, nouă nu ne-ar ieși niciodată, dar haideți să vedem ingrediente. Unt pentru uns. Nu se spune exact cât. Un pachet de aluat de tartă congelat. Un mănunchi de sparanghel. 250 de grame de spanac proaspăt. 3 ouă. 150 de grame de smântână, 3 căței de usturoi, 10 roșii cherry, busuioc proaspăt tocat, tot așa la latitudinea celui care consumă, 25 de grame parmezan, sare și piper. Iese ca o pizza. Ați văzut, tartă cu roșii și sparanghel. Deci asta din faimoasa revistă Ioana, unde se vorbește și despre Raluca Zenga, cum trăiește ea în Dubai. Noi mai degrabă am preferat să trăim la Geneva. Avem o imagine vestită, imagine de carte poștală a Genevei. Această cealaltă Franță în Elveția romandă. Mi-a trimis două ziare locale. Este vorba de faimosul Tribune de Genève, ziarul local care apare din secolul XIX. Jurnalistul Narcis Găvan, îl salutăm și noi cu această ocazie, nu știam că locuiește în Geneva. Crépuscul sur la ville, la rade de Genève. Croyez, monsieur, à mes sentiments les meilleurs.
ne-a transmis Găvan din Geneva și mai multe ziare, vreo două, trei cu totul, unde se scrie și despre România. Sunt două articole interesante, am apucat să le frunzăresc un pic. Unul este despre amenziile care s-au dat la noi la modul grosolan, da? Prostia umană, cum scrie articolul, deci iată că am ajuns până în Elveția cu aceste grozăvii. Iar cel de-al doilea este de asemenea un articol la modă în această perioadă cu cum gestionează din punct de vedere medical statul român această pandemie. Apropo de medici, ca să nu mai insistăm pe tema asta, mi se pare elocvent să prezentăm cazul de la Câmpeni, faimoasa localitate din Apuseni, în județul Alba, unde primarul PSD, atenție, îi acuză pe liberali că i-au dat omul jos și au numit la conducerea spitalului, deja este mare lucru la Câmpeni, există un spital, un coteț, da, așa îi se spune în zonă, spital, cotețe mai au și altele, e bine, au numit un chelner. Apropo de vașnicii noștri medici, da? Și în general cadrele medicale care s-au ocupat de noi în această perioadă, marii noștri eroi, da, din spitale pe care am desfințat în emisiunea de ieri, în mod absolut justificat. E bine, așa se petrec lucrurile în România, unde totul se face politic. Bineînțeles, un manager numit politic nu rezistă multă vreme în funcție de prost ce e. Dar are totuși posibilitatea să omoare până pleacă din funcție câțiva oameni. Asta este încă o dovadă a deficienței majore a sistemului nostru sanitar, pus la punct de clasa politică. Evident, nemernicii sunt cei din clasa politică. Ei sunt cei care, având relații, numesc astfel de persoane. Ăsta nu are nicio școală. Era un piccolo, era un chelner dintre ăsta, un ospătar. Am zis că așa acolo. Chelner e sub ospătar, desigur. Ospătar e un pic mai sus. Dar, mă rog, chelner, ospătar, ce-o fi fost, nenea? Asta el spune. Noi am două școli ale vieții. Probabil una de la serviciu și cealaltă de acasă. Acasă, cred că cu două sub palmei mai degrabă se exprimă. Ăsta a ajuns așadar manager de spital. Mamă, știm cu toții că în România trebuie să tragi cu tunul. Să găsești un spital unde managerul să aibă și competențe și să fi fost și corect numit. Așa poți să ai tu competențe după ureche. Să zici că ție ți-a plăcut istoria statului Zimbabwe de mic. Și vii și povestești despre asta, dar nu înseamnă că ești competent. Asta trebuie să ai și o dovadă. Așa, poate ai învățat, ai memorat, știi două, trei cuvinte despre Zimbabwe, dar despre Lesotho crezi că e în America de Sud. Deci nu ești competent. Asta spun, nu e același lucru. Și ăsta să crede, bineînțeles, un om de afaceri, că el se descurca la chelnerie. A învățat meseria acolo. Categoric. Eu nu zic că era ultimul chelner din lume. Era probabil un chelner interesant. Cel puțin dacă vine din zona respectivă, unde oamenii sunt mai milostivi, mai darnici, mai cu respect față de Dumnezeu. Aici în Sud nu respectă nimeni pe Dumnezeu. Aici oamenilor le e frică de Dumnezeu. Acolo nu. Acolo mai degrabă e o zonă de respect, așa. Omul este mai puțin. Aici e hoț. Da? Și e frică să nu-l prindă. Toată viața lui, el știe că trebuie să fure și după aia îi se face frică, aoleo, ce-o zice el de sus. Acolo sunt alte precepte. Dacă o fi așa, mă, sigur, miza este ca acest chelner să nu țină mult la spitalul din Câmpeni sau mai mult decât atât, să nu cumva să fie avansat. De la Câmpeni poate să ajungă la Alba Iulia. Și de la Alba Iulia după aia ajunge medic la Cluj. Și el o să spună ce vreți, bă. Am și experiență, am fost la mai știu câte spitale. Da? La noi se pot face lucrurile astea. Și în politică poți să n-ai niciun fel de școală. În alte părți, sigur, sunt mulți corupți. Să fură mai mult ca la noi, raportat cu sumele care se vehiculează. Dar nu poți să ajungi, bă, politician de vază într-o țară serioasă, în Austria, de exemplu, da? În țările nordice, în Benelux, da? Nu ajungi politician de vază dacă ai cărat două genți. În România numai așa poți să ajungi. Altfel nu te bagă nimeni în seamă. Citeam, apropo de mediul ăsta spitalicesc, că România este țara din lume, da? Din lume, unde numărul medicilor
raportat, sigur, cu numărul total al medicilor care pleacă din țară și exersează în altă țară, este cel mai ridicat. Deci, practic, la noi, unul din trei medici din 1990 încoace, asta este statistica, nu profesează în România, deși aici a învățat carte. Dar este un record absolut, se spunea acolo, și din toate timpurile. Deci aproape s-a ajuns la procentul 1 din 3 a plecat din țară. Pentru că nu aveai ce să faci, efectiv. Aici, dacă n-ai pile, la revedere. Sau, sigur, șpăguța, care este criteriul de bază în medicină, dacă n-ai șpagă suficientă, mai bine te duci să o cauți în altă parte. Atenție, nu vă buzuluiți, că așa se întâmplă. Da? Medic, nu te faci medic ca să trăiești ca un chelner. Te faci medic ca să ai mulți bani, ca să câștigi, ca să o duci bine. Și te lauzi. Când ești medic, ești, te lauzi foarte mult, ești arogant, nu saluți lumea pe stradă, te consideri mai deștept decât ceilalți muritori, că de asta ești medic. Și atunci te duci, da, ca să câștigi mulți bani. Dacă nu poți să-i faci în România, ai plecat. Ai dreptate să pleci. Ba chiar este recomandat, pentru că acolo poți să-ți faci teoretic și meseria. Pe când aici este mult mai complicat. Bine, ne revedem săptămâna viitoare. Toate bune!